Bine ați venit sau revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela și astăzi dăm startul unui clip foarte așteptat de unii dintre voi sau de unele dintre voi. După cum vedeți din titlu, astăzi vom discuta despre colecția mea de parfumuri. Să vedem câte parfumuri a adunat nebuna în anul 2022. Față de colecția pe care am filmat-o la începutul anului 2022, colecția de parfumuri din anul 2023 este foarte schimbată din foarte multe puncte de vedere și foarte mult îmbunătățită, asta datorită soțului meu, datorită prietenilor pe care mi-am făcut în mediul online și am un fir de păr. Am mai cumpărat și eu, dar în mare parte sunt parfumuri primite de la oameni dragi pe care îi am în sufletul meu. Nu o să stau aici jos și nu o să vă vorbesc despre fiecare parfum în parte pentru că am avea 2 ore de filmat consecutiv, cred, dacă nu mai mult, dar voi încerca pe cât posibil să vă mut pe fiecare parte a acestui dulap, atât sus cât și jos, unde țin restul parfumurilor. Mă voi chini cu trepiedul. Voi ține la valiera pornită, asta pentru că nu vreau să se audă un alt zgomot de fundal, ci să mă auziți doar pe mine, dar introducerea în acest clip și încheierea o voi face pe scaun în fața voastră, pentru că așa mi se pare normal. Astea fiind menționate, va trebui să trecem, să intrăm în colecția de parfumului, în colecția de parfumuri a anului 2023, așa se întâmplă când vrei să spui multe lucruri. Mic disclaimer, s-ar putea să mai vedeți praf pe rafturi, îl șterg, dar se tot pune pentru că îmi țin parfumurile într-o cameră care este făcută dressing, unde aici ne ținem dulapuri, haine și alte lucruri de genul acesta, nu se stă foarte des aici, intru doar să șterg praful cam o dată pe săptămână. Așa că dacă vom avea praf pe dulap, I'm sorry, dar nu am ce să fac cu el, asta este. Voi încerca pe cât posibil să mă mut pe fiecare parte a dulapului. O să îmi ia ceva și o să tot frec acest trepied sus, jos, stânga, dreapta, dar zic să nu mai dungeți să vorba și să intrăm în primul raft, în prima parte a colecției mele de parfumuri. Rămâneți aproape de mine dacă vreți să vedeți ce parfumuri am în continuare. Am atât de multe idei încât se amestecă în capul meu și ies și pe gură tot amestecate. Haideți să intrăm în parfumuri. Așadar, v-am adus în prima parte a dulapului și aici o să vă prezint câteva parfumuri. Lumina este un pic cam proastă, dar o să încerc să vi le aduc eu în atenție, uitându-mă, bineînțeles, în ecranul camerei. Haideți să începem. În primul rând, primul parfum pe care îl am pe acest raft este acesta de la My Geisha. Este vorba despre My Geisha Sakura, un parfum destul de nou intrat în colecția mea, dar care îmi place foarte mult. Este un miros de floare de cireș cu trandafir ușor moscat. Un parfum dulce, puternic, care îmi place foarte mult. Următorul parfum care era trona lângă el este Lolita Land de la Lolita Lempicka. După cum vedeți și el este destul de consumat. Un parfum care mie îmi place foarte mult, care miroase a cozonăcel și alte lucruri delicioase. Apoi mai avem aici un parfum nou intrat în colecția mea. L-ați văzut recent în a doua parte a clipului cu ce am primit cadou de Crăciun. Discutăm despre Revolutionary Noir, așa se numește parfumul și este o clonă perfectă a parfumului Black Opium. Așa că dacă vă doriți un Black Opium și nu doriți să dați banii pe Black Opium pentru că nu știți că nu ține pe voi, acesta este o variantă. Nici el nu are o persistență foarte mare, dar se descurcă destul de bine și bineînțeles el este o apă de toaletă, deci nu putem să avem mari așteptări de la el. Următorul parfum pe care îl am pe acest raft este acesta de la Kenzo. Discutăm despre Kenzo World Intense Fantasy Collection, un parfum cu vanilie și prună, foarte bine făcut din punctul meu de vedere, dulce, potrivit pentru sezonul rece. Un parfum absolut demențial. Următorul parfum aflat pe acest raft este Eclat de Nuit de la Lanvin, un parfum pe care l-am scos la purtare în această perioadă pentru că este și el un pralinos cu fructe și uneori când mă satur de prea multe dulcegării puternice prefer să apelez și la astfel de parfumuri. Un parfum destul de frumos, l-am purtat și vara, nu mi s-a părut că ar avea o rezistență foarte mare, dar o să-i mai dau șanse și în această perioadă. Am varianta de 100 de ml, Eclat de Nuit de la Lanvin. Următorul parfum
aflat pe acest raft este unul de la Dior și vorbim despre Poison Girl de parfum. Acest parfum este un parfum destul de gurmand, vanilat, condimentat, un parfum pentru vreme rece, cald, puternic, nimic de reproșat la acest capitol. Persistența lui pe mine este una foarte bună, rezistă bine și îmi place foarte mult. Se simt atât notele de vanilie cât și cele condimentate, dar avem și ceva flori în compoziție, o combinație foarte frumoasă. Apoi avem aici o miniatură de Angel, așa arată ea și vă spun imediat și cum se numește, Angel Sun Essence Eau de Toilette, un parfum destul de apropiat ca și ADN de Angel, dar care este puțin mai fresh, nu este chiar atât de strong cum este Angel. Iar ultimul parfum din această parte este La Nuit Trezor à la Folie, un trandafir piperat, vanilat, cu caramel ușor afumat, foarte frumos parfumul, îmi place și el foarte mult. Nu prea sunt fan parfumuri piperate, dar în sezonul rece mai apelez din când în când la el. Acum vă pun pe pauză să ne mutăm în cealaltă parte și să folosesc și eu cealaltă mână că mi-a amorțit mâna stângă. Următoarea parte a colecției mele de parfumuri se prezintă în felul următor. Aici am parfumuri de suflet, parfumuri pe care le iubesc, parfumuri care mi-aduc amintiri. Și o să încep de aici din spate cu primul dintre ele și anume parfumul Be Kissable de la Avon. Este un parfum foarte drag mie, un parfum cu foarte multe amintiri, un parfum care mă transportă înapoi în trecut, un parfum care mi-a fost dăruit de prietena mea Andreea. O fată foarte drăguță cu care m-am împrietenit pe Facebook și am făcut un schimb foarte drăguț și ea a fost drăguță și mi-a trimis și acest parfum care pentru mine are o încărcătură emoțională destul de mare. El este un parfum preponderent floral, dar eu îl folosesc oricând pentru că îmi aduce amintiri. Tot aici în spate mai am un parfum tot de la un om foarte drag mie și vorbim despre La Vie Belle. Varianta clasică, toată lumea cunoaște varianta clasică de La Vie Belle, este un floral fructat gurmand, avem paiași piper în deschidere, avem vanilie, avem patchouli și pralină, o combinație foarte interesantă, ușor de purtat și este parfumul pe care îl port în general atunci când nu știu cu ce să mă dau. Ne place mult și el. Următorul parfum, o să vedeți o parte din mine. Este un parfum pe care eu nu vi l-am mai adus în atenție de mult, vorbim de Live Irresistible de la Givenchy. Un parfum pe bază de piper, de ananas, ceva flori și vanilie, o combinație foarte interesantă și mie mi se pare potrivit în orice anotimp, dar preponderent toamna, primăvara și iarnă. Următorul parfum de aici este de la Giorgio Armani și discutăm despre Si Passione, Si Passione clasicul. O să vedeți că mai am un flanker de la Si Passione într-o variantă mai mică. Este un trandafir fructat cu pară, cu vanilie, cu musc, foarte frumos realizat, un parfum care mie îmi place foarte mult și care mi-a adus și destul de multe complimente atunci când îl purtam. Următorul parfum iarăși este un parfum cu o foarte mare încărcătură emoțională și vorbim despre acesta, Dazzling Moments de la Avon. Este o apă de toaletă care nu se mai găsește de foarte mult timp la Avon, este scos din producție, dar am avut norocul să-l primesc de la Otilia. O găsiți pe YouTube cu numele de Cufărul cu Parfum, are și ea un canal de YouTube. Am avut ocazia să-l primesc de la ea și mulțumesc foarte mult, încă nu l-am purtat, dar va primi iubire în perioada ce urmează. Următorul parfum de aici este La Belle de la Jean Paul Gaultier, un parfum pe care mai toată lumea îl iubește, cel puțin în ultima vreme, sau majoritatea dintre prietenele mele s-au îndrăgostit de el în ultima vreme. Un parfum foarte interesant care conține o notă de pară destul de zămoasă și fructată, o vanilie foarte bine făcută și caldă, un vetiver și o notă subtilă de piele întoarsă. Un parfum absolut superb. Următorul este tot un parfum primit de la un om foarte drag mie.
și discutăm despre Zadigian Voltaire This Is Her. Acesta este un parfum pe bază de lemn de santal, frișcă și castane. Este dulce, este cremos, nimic de reproșat, are și puțin piper. Un parfum absolut superb, dar eu am pus pauză la el pentru că mai am jumătate. Următorul parfum este și parfumul pe care îl port astăzi. Discutăm despre IA de la Essence de Romanie. Un parfum artizanal cu miros de cozonac, un cozonac reprodus într-un mod artistic, dacă mă întrebați pe mine. Un parfum foarte frumos, cu o persistență foarte bună, care radiază și proiectează, este dulce, este vanilat, gurmand, extrem de delicios. Pentru iubitoarele de delicioase, ăsta ar fi o alegere foarte, foarte bună. Apoi mai avem aici unul mic, de la Miller Harris, așa arată el. Vorbim despre Cări de Jardin de la Miller Harris, care se aseamănă destul de bine cu English Pear & Freesia de la Jo Malone, dar care, spre deosebire de English Pear & Freesia, deși se simte predominant nota de pară, aici, în loc de frezie, avem o notă de tuberoză. În acest parfum nu mă deranjează, pentru că l-am și purtat, el era plin, dar dacă nu-i obiți tuberoza, trebuie testat înainte. Și am observat că parfumurile Miller Harris au început să se găsească și pe la noi, mi se pare că am văzut pe Notina. Este destul de asemănător cu English Pear & Freesia, o pară delicioasă, un pic mai dulce decât în English Pear & Freesia, ce este drept, mai bubblegummy și așa, dar care persistă foarte bine, să ia și proiecție, nimic de reproșat. Aici în spate avem o altă noutate, este vorba despre Chopard Imperial Iris Malika. Așa arată el. Acest parfum este unul bazat pe iris, pe note balsamice, pe vanilie și ceva berries, fructe mov, albastre în deschidere, așa. Un parfum pudrat cu tente de ruj, destul de greoi, vanila de la Babele Tonka, ușor lemnos, ușor balsamic, dar care se simte și pudrat de la iris. Foarte interesantă combinația și îmi place foarte mult. Apoi avem de la Hugo Boss Hugo Man Eau de Toilette, un parfum cu o deschidere de măr verde, din punctul meu de vedere un Granny Smith, dacă ar fi să mă întrebați pe mine. După care este urmat de note de lavandă și note de pin și pin balsamic sau balsam de pin. Un parfum destul de fresh, potrivit pentru toate anotimpurile, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Hugo Man Hugo Eau de Toilette de la Hugo Boss. Aici avem Black Perfecto Eau de Parfum de la Guerlain, la Petit Robinard Black Perfecto Eau de Parfum, un parfum bazat pe cireașă, pe trandafir și pe niște note de piele, foarte bine redate în acest parfum. Ăsta este un parfum mai dark, mai întunecat, mai puternic, un parfum foarte frumos din punctul meu de vedere și vă recomand să-l încercați dacă nu l-ați încercat până acum. Chiar dacă este discontinuat, încă se mai găsește pe Parfumo, mai aveți șanse să-l găsiți. Apoi avem Azzaro Wanted Girl by Night, un parfum dulce în care sunt, la care sunt listate doar 3 note, rom, frișcă și patchouli. Teoretic el doar asta ar avea în compoziție, mie miroase și a fructe, a ceva fructe, nu știu, coacăze, smeură, prună, ceva pe acolo, mai mult coacăze și prună decât smeură, un parfum extrem de dulce, nu trebuie să vă dați mult pentru că persistă și este demențial. Un alt parfum, este vorba despre un dupe de la Nobles Charles, Fragrances Inspired by Black Phantom de la Killian, un parfum cu iz de Nutella, cu iz de alune, cu iz de ciocolată, foarte frumos parfumul. Îmi place foarte, foarte mult și am folosit și din el ceva, urmează să mai folosesc. Un parfum destul de mult înspre sfera de gurmand, pentru că, deși este un pic greu și balsamic, are note de ciocolată și are și niște note de alune pe care eu le simt destul de bine în el. Nu știu originalul, dar această clonă mie îmi place foarte mult. Apoi avem de la Jo Malone Scarlet Poppy, o redare foarte frumoasă a unui MAC.
Avem aici mac, babetonca, barley, adică fân, o combinație extrem de interesantă, o combinație elegantă în același timp, dar și un pic misterioasă, un pic decadentă, foarte frumos parfumul. Acum o să vă întorc un pic, hai că nu vă mai pun pauză, doar vă întorc așa un piculeț. Aici avem un parfum care tronează și este vorba despre Mon Parfum Cristal de la Martin Micalef, un trandafir de dulceață, ușor săpunos, caramelicios, delicios, un parfum prețios pe care cu siguranță îl voi purta și l-am și purtat, un parfum care îmi place foarte mult, un trandafir foarte fin, foarte delicat, nu mai bun de purtat de către o fată. Următorul este un parfum bărbătesc, dar care mie îmi place foarte mult și vorbim despre Azzaro The Most Wanted de Parfum for Men, dar eu îl port pentru că el se deschide cu o notă de cardamom, continuă cu niște note de caramel, iar în bază avem ambră. O combinație foarte interesantă care pe pielea mea dă foarte bine și rezistă foarte mult timp. Și da, îmi place să îl port. Următorul parfum este Lyra de la Casa Morati. Cred că îl cunoașteți cu toții, nu mai are nevoie de nicio descriere. O tartă cu lămâie, absolut delicioasă și mâncabilă, un parfum excelent pentru orice sezon din punctul meu de vedere. Așa, ne mai mutăm un piculeț. Aici în spate avem Yes I Am de la Cacharel. Un parfum cu caramel, cu dolce de lece, cu lapte și alte note delicioase. Foarte frumos parfumul, nu are o persistență foarte mare, mai am un pic în el, ar trebui să mă concentrez să-l dau gata, dar este un parfum drăguț. Apoi avem un parfum care miroase a bezele fructate și vorbim despre Jardin Bohème Rendezvous Nocturn. V-am mai vorbit și despre el. Nu mai stau să mai fac descrieri pentru că deja mă ia oboseala, dar este un parfum pe bază de bezele fructate. Aici avem un parfum pe bază de trandafir și ceva lemnos. El este catalogat un și fructat. Vorbim despre Gucci Guilty Absolut Parfum, un parfum nou intrat în colecția mea, extrem de frumos, care îmi place și se potrivește foarte bine iarna, dar și în alte anotimpuri, nu neapărat. Apoi avem clasicul Poem de la Lancôme, nu cred că mai are nevoie de nicio descriere, un floral alb ușor mieros, absolut delicios. Apoi avem Replica by the Fireplace, Maison Margiela Replica by the Fireplace, un parfum afumat, v-am mai vorbit de el în clipurile mele anterioare. Un parfum frumos care miroase a lemne arse, a foc de tabără, a șemineu, a ce vreți voi, un parfum foarte cozy. Mai am aici un stropșor din Burberry Her, cam așa se prezintă el. O să-l termin și pe el la un moment dat, cred că în perioada asta va fi și el terminat. Un smoothie de căpșuni cu zahăr, delicios, are izulela de bacara, toată lumea știe acest lucru. Acum ne vom muta în această parte, unde încă mai am aranjamentul de Crăciun. Și o să o iau cu parfumurile din spate, să încerc să nu le dărâm. Avem aici Eilish de la Billie Eilish. Un parfum cu zahăr, cu vanilie, cu cacao, delicios. Un parfum de vedete destul de bun din punctul meu de vedere, care merită cumpărat. Nu excelează la capitolul persistență. Mi-aș fi dorit să persiste mai mult, dar urmează să îl mai testez și pe el. Nu am apucat încă extrem de mult. Apoi avem Cloud, un parfum despre care v-am vorbit de curând. Cred că toată lumea știe Cloud. Cocos, pralină, lavandă, vată de zahăr, frișcă, cam ăsta este izul pe care mi-l dă. Nu cădea, lui ăsta cam cade capacul, nu prea vrea să stea, dar aia e. Apoi avem Cloud Intense sau Cloud 2.0, același miros ca și Cloud, doar că
evident, mai intens, mai puternic. Aici s-a adăugat în bază niște ambroxan pentru a face parfumul mai persistent. Cam asta este singura diferență pe care eu o văd dintre cele două. Ăsta mi se pare mai mult de toamnă-iarnă, dacă mă întrebați pe mine, i-am făcut un review. Deci nu mai insist pe el. Apoi avem și Thank You Next 2.0, un parfum cremos, fructat, jucăuș, dulce, are niște fructe roșii, dulce acrișare, are frișcă, este cremos, nimic de reproșat la el. Îmi place mult mai mult decât Thank You Next. Nici nu mai am Thank You Next originalul, l-am preferat pe acesta pentru că este mai pe stilul meu, are niște fructe roșii destul de cremoase care mie îmi plac. Apoi, un parfum cu lavandă, butuie și sare. Este vorba despre Ariana Grande Rem sau Ariem, cred că toată lumea îl știe. Are o deschidere de gutuie, combină lavandă, combină sare, este sărat, ușor acuatic, îmi place foarte mult. Așa, ce mai avem aici? Mai avem Miss Kay, un parfum adăugat de curând, despre care nu știu să vă spun foarte multe. Se numește First Love. Următorul parfum este Escada Fairy Love, așa arată el. La fel, un parfum care are o notă de alune în bază și destul de fructat în rest. Îmi place foarte mult mirosul lui, încă nu a fost purtat, urmează și el că de, dacă ai 100 așa se întâmplă. Apoi mai avem un parfumel micuț. Este vorba despre Shy and Blue Black Tulip, așa arată el. Ăsta, din câte țin eu minte, este un floral fructat ușor pudrat. Urmează să îl port și pe el, nu am apucat încă să îi dau o șansă la purtare, dar va urma și el cât de curând. Și ultimul parfum mare pe care îl avem aici este Sweet Like Candy de la Ariana Grande, un parfum cremos care miroase a bombonele, jucăușe, un parfum destul de adolescentin, dar mie îmi place și îmi place să le port. Îmi plac parfumurile de la Ariana Grande. Hai să vă arăt un pic și miniaturile astea de aici. Avem J'adore Eau de Parfum de, cred, sau Le, habar n-am, Eau de Parfum de. Este varianta aceea fără alcool. Mai avem un God is a Woman, în cazul în care mă ia dorul, am miniatura asta. Apoi avem un Paco Rabanne Fame. Apoi avem o miniatură de C. Uite, așa arată ea. Nu mai pică brațul dacă e C sau C intens. Nu scrie. Cred că este noua sticlă de la C. Apoi avem un Gucci Bloom de toalet micuț și aici tot de la Nobles Charles avem o clonă de Killian Love Don't Be Shy. Uite, o să le fac la toate loc aici, o să trag scaunul într-o parte și ne mutăm aici. Aici treaba este un pic mai simpluță. În primul rând, în această parte avem Pink Sugar Creamy Shine, un parfum bombonicios, dulce, dar mai cremos decât originalul pentru că are niște frișcă. Am senzația, este mult mai cremos și mai ușor de purtat, chiar și în anotimpul cald, are și o floare de tiare din câte țin eu minte. Apoi am un parfum primit de la Simona Stan și vorbim despre Divine de la Oriflame. Un parfum foarte frumos, destul de light, îl mai port din când în când, atunci când mă satur de parfumuri grele. Apoi avem clasicul Aqualina Pink Sugar, pentru că, de ce nu, nu cred că mai are nevoie de nicio descriere. Aici am de la Natalia primită o miniatură de la Carolina Herrera Good Girl.
un sclipici de corp aici. Aici am varianta mini de la La Vie Belle Oui. Așa arată ea, e sclipicioasă toată. Și aici avem un parfum de la MCM. Așa arată el. Atât îmi scrie MCM pe el, deci nu știu care dintre ele este. Acum închid un pic camera ca să las trepiedul mai jos și ne mutăm pe următoarele rafturi. Ok, ne-am mutat pe următoarele rafturi, deși nu am o poziție foarte confortabilă, dar zic să mergem înainte. În primul rând am aici această girafă care este un vintage de la Avon. Vă spun imediat și din ce gamă. Se numea Moon Wine Eau de Cologne, 45 de mililitri. Miroase, cred că la fel de bine cum mirosea atunci când a fost creat. Îl țin pentru că este primit de la un om drag și este singurul vintage aproape pe care l-am. Apoi am aici un Discovery Set în care mai am câteva fiole de la The Merchant of Venice. Le-am primit de la cumnata mea și am avut parfumuri de 5 ml. Încă mai am câteva care îmi plac, dar le mai țin un pic la păstrare. Apoi aici am câteva sticluțe de la cumnata mea. Am un Little Black Dress, o ediție mai veche, care încă mai are în el și miroase destul de bine. Deci ăsta merge folosit. Dar l-am folosit. Aici o sticlă No Name, se numește White and Blue, cred. Imită un Light Blue. Asta este o sticlă goală de la un parfum pe care l-a avut ea. Aici am o sticlă foarte veche, de mulți ani, cred că de vreo 7 ani, de Faraway, în care mai e un pic și se vede culoarea lichidului. Asta nu îl folosesc, îl țin doar așa, pentru că vreau să-mi amintesc de miros. Apoi am aici un parfum de la Avon, primit de la Andra. Andra are și un canal de YouTube. Este vorba despre Avon Collection Violeta. Încă nu l-am purtat, dar urmează. Vreau să-l port în primăvară. Apoi am un body mist de la Victoria's Secret. Așa arată el. Se numește Sparkle Like an Angel. Are ceva cocos și încă ceva note fructate. Foarte interesant. Apoi mai am foarte puțin în Katy Perry Miu. Este un parfum pe bază de pară, ceva vanilie, ceva frișcă. Îl port în general când mă pun în somn, de-aia mai am și destul de puțin tel în el. Aș vrea totuși să îl termin. Apoi mai am un spray de corp de la Pascal Morabito. Așa arată el, se numește Amber Fever și miroase predominant a ambră. Apoi mai am un parfum, un spray din ăsta de corp, un body mist, cum vreți voi să-i spuneți, care se numește Sau semnul întrebării. Body mist, Caribbean Soul, miroase a cocos, foarte, foarte relaxant, miroase a plajă. Și apoi mai am un alt parfum cu care mă dau atunci când mă pun la somn, de la Oriflame, Loved Up, Feel Good. Îmi place foarte mult, ca și drept dovadă, că prea mult nu mai am în el. Pauza și ne mutăm pe următorul raft. Ok, am venit aici unde am mai mult parfumuri arabești. O să încerc să văd și eu ceva, dar mai am și altele. În primul rând am această clonă de la Lorina. Se numește Green Apple și copiază Be Delicious de la DKNY. Un parfum care miroase a măr și a ceva lemnos. Ah, ce-mi place mirosul lui, miroase a măr din ăla del mușchi cu poftă, așa. Apoi avem aici o clonă de la Infinite Love. Este vorba despre K252 și face parte din gama lor de clone de nișă. Și este clonă după Killian Love Don't Be Shy, ca și cel micuț. Asta pentru că le folosesc făcând layering. Apoi avem un parfum mai arabesc. Vorbim despre Iara
de la Latafa, un parfum fructat, dar care are și lemn de ud în el, lemn de agar, dar totuși este destul de ușor de purtat. Nu mi se pare un parfum greoi și îmi place destul de mult. Apoi avem Gala de la Aluatania, v-am mai vorbit despre ea, este o copie de Baccarat Rouge 540. Aici mai avem de la Catlage un parfum care se numește Shiaka și pe pielea mea acest parfum duce destul de mult înspre Burberry Her. Pe acesta l-am primit de la Luminița Avram. L-am testat, pe pielea mea miroase când a Baccarat Rouge, când a Burberry Her, nici eu nu știu sigur, dar ne place. Asta este important. Aici avem iubirea mea de iarna trecută, un parfum pe care îl iubesc efectiv, este un parfum balsamic fructat, vorbim despre Mahursa Adatic, un parfum absolut deosebit, v-am mai vorbit în clipuri despre el. Și mai am un parfum de suflet și este vorba despre Sex and the City, un parfum primit cadou de la prietena mea Alexi, un parfum deosebit care îmi place foarte, foarte mult. Bun, pauză și ne mutăm la dulapul de jos cu uși, unde mă voi așeza efectiv jos și voi lua sticluță cu sticluță. Așa, și acum mă vedeți și pe mine din nou. Am ajuns la dulapul cu parfumuri. Partea de jos unde îmi țin parfumurile, de obicei cele pe care nu le folosesc în momentul... cele pe care nu le folosesc în mod normal, nici nu mai știu să mai vorbesc. Și o să încep dintr-o parte pe care voi nu o vedeți, din spate, și am Vanil Framboise de la Le Senteur Gourmand. V-am mai vorbit și despre el, este o smeură destul de naturală. Apoi tot de la Le Senteur Gourmand mai am Cafe Tonka. La fel îmi place și el. Apoi, tot de la Le Senteur Gourmand, mai am Tendre Madeleine. Și el îmi place mult. Apoi, de la Yves Rocher, mai am o apă de toaletă. Așa arată ea, se numește Eau Fraiche Cerisier. Următorul este Escada Summer Festival, varianta 2021. L-am și pe el aici. Asta este nedesfăcut și așa va rămâne momentan. Apoi am DKNY Women. Un parfum destul de greuț de purtat pentru mine, dar care mă intrigă și rămâne cu mine. Apoi am Jimmy Choo Illicit, un parfum care miroase foarte bine, miroase a flori și a miere și mă așteptam să fie un pic mai dulce, dar nu este atât de dulce pe cât mă așteptam. El este un parfum care rămâne destul de la nivelul pielii, nu excelează foarte mult la capitolul siaj și mie nu se pare că nici la capitolul persistență, dar o să-l mai încerc și o să vedem. Apoi, Stil de la Jennifer Lopez, așa arată el, o sticluță interesantă, un parfum drăguțel de vară, unul de care m-am îndrăgostit și abia aștept să vină căldura să-l port, este Justin Bieber The Kid, o să-l port într-o zi și când nu este cald afară. Doamne, îmi place foarte mult parfumul ăsta, miroase demențial, nu știu ce am păzit de nu l-am luat când se mai găsea, am avut noroc că l-a mai găsit Alexandra și mi-a trimis și mie o sticlă. Foarte frumos parfumul, înfructat, dulce, extrem de plăcut. Apoi mai am Escada Cherry in Japan. Așa arată. Foarte frumos și el, o cireașă cu boabe Tonka. Aici am parfumelul cu sclipici de la Adopt, pe care încă nu l-am purtat, dar o să-l port, se numește Fairyland.
Apoi am o sticlă nouă primită de la Luminița Avram de Luminescens. Așa arată el. Foarte frumos parfumul. Ce mai am? Mai am Trussardi, varianta 2021, Trussardi original. Apoi ce mai am aici în spate? Avon Attraction Sensation, un parfum pe care l-am purtat în așa zisa mea lună de miere. Foarte, foarte frumos parfumul. Apoi am de la Viori Sketchy, un parfum cu smeură, o smeură foarte plăcută. Apoi mai am aici de la Guess Seductive Red, un parfum pe bază de cireșe și tot așa cu vibe de bacara ruj, foarte interesant și el. Apoi, ce mai avem? Possess Absolu, un parfum care îmi place foarte mult de la Oriflame, vedeți că este și el folosit. Ce mai am aici? Coach Dreams Sunset, un parfum care duce destul de mult înspre Carolina Herrera, dar are o deschidere de șerbet de pară, dacă nu mă înșel, sau înghețată de pere, ceva de genul ăsta. Foarte interesant. Apoi aici mai am, tot aici am și Rem Coco, un parfum pe bază de cocos, de lapte de cocos, dar în care se simte destul de predominant și o notă de gheață. Foarte interesant parfumul ăsta, doar vara merge. Apoi am Kylie Minogue Darling. Așa arată el, un floral drăguț. Apoi un parfum de vară, Biredo Palermo, un citric aromatic lemnos, destul de interesant. Aștept să vină căldura să îl pot să văd cum este pe pielea mea ca lumea. L-am mai purtat acum, dar nu pot să-mi dau o părere exactă. Miss Dior, Absolutely Blooming, iubire, îl iubesc foarte, foarte mult. Apoi aici în spate Kenzo Flower Poppy Bouquet, așa arată el, un parfum care miroase amac, dar foarte delicat, ușor curat, săpunos, așa, foarte mișto, abia aștept să vină vara să îl port. Ce mai avem aici? Tot de la Shy in Blue Watermelons, așa arată el. Mai avem aici un Amor Amor de la Cacharel, destul de drăguțel, un trandafir fructat, tinerel, jucăuș, îmi place. Apoi avem de la Marks & Spencer Provence Amongst the Orange Groves, îmi place foarte mult, l-am purtat, persistă binișor și are un miros destul de interesant, foarte interesant parfumul. Apoi am J.Lo Miami Glow, nu nelipsitul din nicio colecție. Doamne, cum miroase parfumul ăsta, îmi face dor de vară. Apoi avem Moschino Toy 2 Bubblegum. Am Moschino Toy 2 Bubblegum. Așa. Apoi avem Elizabeth Arden White Tea. Un parfum tot așa de primăvară, foarte interesant, să nu cadă ceva. Apoi avem Hugo Boss de Saint Eau de Toilette, care nu pe alții nu ține, pe mine ține 3-4 ore și îmi place foarte mult. Are o piersică delicioasă, doamne, abia aștept să vină vara să-l port. Un alt parfum de vară, Elizabeth Arden Green Tea, care arată cam așa. Foarte interesant și el, un parfum foarte, foarte plăcut. Apoi un parfum nou intrat în colecția mea pentru vară, de la Replica, Maison Marge la Replica Beach Walk. Încă n-a apucat să fie purtat pentru că, ce credeți, este iarnă.
Apoi avem my all-time favorite, Jimmy Choo Fever. Nu mai are nevoie de nicio descriere. Doamne, cum miroase și acesta. Mai departe, mai am un parfum de la Luminița, Water Lily Tea Dress. Așa arată el. Îmi place și ăsta, e tot un ceai alb cu ceva lămâie, ușor pudrățel, așa, pudrățel, foarte interesant. Apoi avem Cool Water de la Davidoff. Superb de vară parfumul. L-am purtat asta vară și e demențial răcoritor, așa. Apoi avem Si Passione Eclat, într-o variantă mică. Ăsta e superb de primăvară, de vară. Este demențial, un trandafir tânăr, așa, jucăuș, foarte, foarte interesant parfumul. Apoi, Putain de Palace. Un parfum destul de greu de purtat, cu un musc animalic pudrat. Uite că iarna merge mai bine purtat decât în alte anotimpuri, cel puțin pentru mine. Apoi avem Rituals Ocean Infinity. V-am mai vorbit despre el, n-am apucat să-l termin anul trecut. Am folosit altele și nici nu l-am folosit foarte mult. Nu te duce jos, te rog. Pretenaj. Apoi avem Girl of Now de la Elisab. Superb parfum fistic, migdale, lăptos, cremos. Divin, divin. Apoi avem tot un parfum de la Jardin Bohème Episod Romantic. Ăsta este un floral fructat lemnos. Foarte interesant, v-am vorbit și despre el într-un clip. Apoi mai am aici de la Lorina, Boss Girl numărul 13. Iarăși o clonă de Baccarat Rouge. Foarte frumoasă și foarte interesantă. Apoi avem Oui à l'amour de la Yves Rocher, într-o variantă de 30 de mililitri. Un alt parfum care mi-aduce aminte de economia mea civilă, că hei. Apoi avem Angel Nova, Smeură, Trandafir, Akigala Oud, de toate. Ce mai avem aici în spate? Olympia de la Paco Rabanne. Un parfum pe care eu îl port mai mult vara, sincer să fiu, îmi place mai mult vara. Vanilie sărată, doamne cât de bine miroase și ăsta. Da. Apoi avem Shalimar Suflet de Parfum, o vanilie cu lămâie și mosc. Foarte interesant. Îl port mai mult vara pentru că pe mine se simte mai mult mai mult vanilia, mai mult lămâia. Tot de la Guerlain avem Black Perfect, la Petit Răbunar Black Perfect de toalet floral. Este apa de toaletă, un trandafir mai de săpunel așa. Este o cireașă cu un trandafir mai clean, mai de săpun. Merge și când e cald afară. Apoi avem o raritate, tot de la Guerlain, Idyl Eau de Toilette. Nu prea l-am purtat, am purtat foarte puțin din el, dar o să-l port pentru că e frumos, îl ador și nu vreau să expire, adică nu vreau să se strice. Apoi avem tot de la Marks & Spencer, Aristocraft Plum Blossom de Parfum. Miroase foarte bine și foarte interesant. Abia aștept să-l port și pe el. Am multe pe care abia aștept să le port, dar ce să vezi, una singură sunt. Apoi avem Bella Rosa de la Oscar de la Renta, un parfum care îmi place foarte mult, nu mă așteptam. Un trandafir destul de tânăr, miroase a păpușic așa, dar într-un mod plăcut. Un trandafir roz pudrat așa, ușor muscat, un pic vanilat, ușor citric. Foarte interesantă combinația. Destul de plăcută. Idolaura de la Lancome, pentru că evident nu se poate și pentru că iubim Lancome și iubim Idolaura. Mai am
cam jumătate în două, din 25 de mililitri. J'adore de la Dior, un parfum pe care eu îl iubesc și cu care am destul de multe amintiri. Un parfum pentru mine de vară clar, dar când mi-este dor de el îl port oricum. Aole, un parfum care a făcut obsesia primăverii trecute este Flower Bomb de la Victor & Rolf. Mai am în el, dar îmi place foarte mult, abia aștept să vină primăvara să îl port. Primăvară, primăvară, unde ești? Ce mai avem pe aici? Valentino Donna Born in Roma, Iasomie cu vanilie. Foarte interesant parfumul. La fel și pe el îl port mai mult primăvara. Aici avem un Salvador Dali Aqua Verde, un parfum aqua verde, un parfum sau verde de fapt. Un parfum destul de verde, aromatic, lemnos, ușor pudrat, îmi place mult. Trousseau de My Name, primit de la Luminița. Un liliac superb. Ce mai avem? Mă grăbesc că mai am două linii la baterie. Humanity, caviar, sare, smochină. Interesant. La Vie Belle Oui, sticla mare, pentru că ne place și iubim. La Vie Belle. Apoi avem Mon Guerlain. Lavandă cu vanilie, mie îmi dă biscuiți cu unt, nu știu a ce vă dă vouă. Aole, un alt parfum care m-a obsedat toată primăvara și vara trecută, Chloe by Chloe, cel original, apa de parfum, îmi place de mor, adică e, aole, cât de bine miroase. Mugler Aura sau Aura, așa arată el, un parfum foarte interesant, o vanilie verde pe mântie cu rubarbă. Mie una îmi place foarte mult. Acum începem cu Jo Malone, Wood Sage and Sea Salt. Ne-am apucat să-l port vara trecută, dar nu scapă. Miroase foarte bine și el, dar miroase foarte strong a sare. Poate îl combinăm cu ceva. Apoi Peony and Blush Suede, variantă de 100 de mililitri. Apoi avem English Pear and Freesia. Și mai avem Chloe Nomad, iarăși un parfum destul de fresh pentru mine, dar îl țin pentru momentele în care nu vreau ceva foarte strong. Și mai am și aici jos câteva parfumele. O să vă arăt întâi niște rezerve pe care le am. Am un set de la Oriflame cu Innocent White Lilac. Ăsta nu l-am desfăcut încă, îl țin pentru când o să mai termin din parfumurile cu liliac. Crema de corp de la Lolita Land pe care urmează să o deschid și backup-ul de Lolita Land care stă aici frumușel la păstrare. Apoi avem Elizabeth Arden Bluegrass, un parfum aldehidic, dar nu mi se pare greu de purtat. El cataloghează ca fiind un floral verde, mie nu mi se pare, nu mi se pare deloc verde. Este destul de dulceag ca și aromă, dar da, încă mi-e greu să-l port, dar nu se știe niciodată. Incandent Scents Lotus, asta este un parfum pe care l-am de la Natalia. Îmi place foarte mult cum miroase varianta asta Lotus. Apoi un parfum la fel discontinuat care nu se mai face, este vorba despre Vanille Noir de la Yves Rocher din gama Secret de Sens. Așa arată el. Din păcate pe pielea mea nu persistă, dar îmi place mirosul și țin la el. Apoi un parfum de la Basmori, Cranford Cocovia Purple, care miroase a măr, a cedru și mosc. Pentru vară e demențial. Am mai avut unul de la ei și l-am făcut cadou soacrei mele.
Bine, Spirit Private Show, varianta de 100 de mililitri tester. V-am spus că sunt pregătită cu el. Nu-mi lipsește. Dare to Shine de la Oriflame, un parfum care m-a dezamăgit un pic la capitolul persistență, dar o să-l port seara la culcare. Îl ținem și pentru astfel de lucruri. Apoi un alt parfum, mă rog, un body mist, este vorba despre Cheirosa 62 de la Brazilian Crush. Este varianta de 90 de mililitri, mai am suficient în L. Pot să îl port. Apoi un parfum imens de 175 de mililitri de la Clean Air and Coconut. Miroase super, super bine. Abia aștept vară cu călduri să-l port pentru că e divin. Apoi Persiv de la Avon, unul dintre parfumurile care mie îmi place foarte mult și la fel are încărcătură emoțională pentru mine. Este superb. Și ultimul parfum din colecție este Volare de la Oriflame. Un parfum demențial, absolut. Mi-aduce aminte de mama, de copilărie, de chestii de genul ăsta. Bun. Și cam astea sunt parfumurile mele. Nu mai am parfumuri în altă parte. Bineînțeles că mai am parfumuri și decanturi de câte 10 ml. Dar nu le-am mai inclus și pe alea pentru că am filtrat aici o veșnicie. Oricum clipul ăsta a durat destul de mult. Aceasta este colecția mea de parfumuri pentru anul 2023. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like acestui clip. Nu uitați că pe mine mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul Coffee and Perfumes. Vă mai aștept și la alte clipuri la mine pe canal. Și abia aștept să-mi lăsați în comentarii dacă aveți ceva din ce v-am prezentat eu astăzi. Dacă vă place ceva, vă doriți ceva, abia aștept părerile voastre în comentarii. Până data viitoare, să aveți zile frumoase, liniștite și să fiți iubite. V-am pupat! Pa, pa!